Denisa este al nouălea copil în familia Lăcrămioarei. În primele luni de viață a fost diagnosticată cu epilepsie. La 4 ani, copila a făcut o convulsie atât de puternică încât a intrat în comă și a fost dusă la spital de urgență. Acolo, în salon, mama a ațipit lângă ea cu capul pe chiuvetă și a visat-o, așa cum o știa, alergând cu părul în vânt. Dar când s-a trezit, a început coșmarul. Am adus-o în căruț. Era neagră când am adus-o. Iașul mi-a dat-o la Bacău și Bacău mi-a dat-o acasă, o zgâda cum mai trăiești 2 săptămâni. Din fericire, iată-o pe Denisa acum, în vârstă de 9 ani. Din păcate, după acel episod, micuța nu a mai putut merge niciodată. Pe lângă epilepsie, a fost diagnosticată cu tetrapareză spastică. Iar mama încă o mai vede în somn, așa cum speră că va fi într-o bună zi. Când deodată visesc, chiar acum săptămâna trecută, mi s-a părut, nu mai zic, s-a dat fata jos din pas sau mi se pare mie, că ea s-a ridicat și mergea. Tot sper ca să meargă și să fie copiii mei sănătoși. Progresele Denisei și ale altor copii ca ea depind de accesul la echipamente, tratamente și servicii medicale. Prin proiectul UNICEF, Servicii Comunitare pentru Copii, echipele comunitare formate dintr-un asistent social, asistent medical comunitar și consilier școlar oferă copiilor din familii vulnerabile accesul la servicii medicale, sociale și școlare. Trimite acum un SMS gratuit cu textul COPIL la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Ajută-i pe Denisa și pe alți copii ca ea să aibă acces la serviciile de care au nevoie. Îți mulțumim!